Primăria Municipiului Călăraș, prin Direcția de Asistență Socială, a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea etichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în conformitate cu OUG numărul 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi, cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de etichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiilor acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei pe an școlar. Aceste etichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele: să aibă domiciliul pe raza municipiului Călăraș, venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie acestui an să fie de până la 1115 lei, să facă dovada înscrierii copilului la școală în ciclurile primare și gimnaziale, pentru copiii preșcolari venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic de 248 de lei și să fie înscris în învățământul preșcolar. Pentru anul școlar 2020-2021, cererile tip se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la sediul Direcției de Asistență Socială Călăraș.